Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici părinți, împreună slujitori, înduliată și îndurerată familie și iubiții mei, în general, slujba parastasului sau, în special, slujba mormântării, au rosturi bine definite. În primul rând, aceste slujbe mărturisesc credința noastră. Credința noastră care are în vedere învierea morților și viața veșnică. Tot ceea ce au construit imnografii și Sfinții Părinți în rânduierile stabilite mărturisesc aceste adevăruri esențiale care ne privesc pe noi, oamenii. Încă o dată, învierea morților și viața veșnică. Dacă n-am avea aceste două certitudini, viața noastră pământească n-ar avea niciun rost, nicio noimă. Viața noastră pământească ar fi o tristețe care s-ar încheia trist într-un mormânt peste care se aruncă pământ, iar noi, oamenii, ne întoarcem, așa cum ați auzit, prin cuvântul psalmistului, în pământul din care am fost luați. Și atunci ar fi o depresie generală și viața noastră pământească, într-adevăr, n-ar avea nici un rost. Mai ales că în lumea noastră trăim mai mult suferința decât bucuria, trăim mai intens necazul decât fericirea, pentru că necazul, în general, pleacă greu de la noi, iar fericirea o resimțim doar o clipă. Precum este și viața noastră, și deșertăciune, umbră și vis, precum de asemenea ne spun cărțile noastre sfinte. Așadar, slujbele acestea rânduite pentru cei plecați de pe pământ au în conținutul lor elemente profunde ale credinței noastre. Două dintre ele vi le-am spus acum. Învierea morților și viața de veci. Viața veșnică. În același timp, parastasul și slujba mormântării este o formă a dragostei pe care o împărtășim și față de cel care a plecat din această lume și față de cei apropiați, împărtășindu-ne unul altuia sentimentele noastre care sunt firești și normale. Nu sunt aici atâtea sentimente, sentimente de soț, sentimente de frați, sentimente de fii și fiice, sentimente de nepoți și, mergând mai departe, extrapolând, sentimente firești pentru toți cei care am cunoscut-o pe roaba lui Dumnezeu Rodica, am prețuit-o și am îndrăgit-o. Așadar, slujba parastasului și slujba mormântării sunt rosturi ale iubirii noastre firești. Însă, iubirea noastră firească, prin rugăciune, devine duhovnicească, respectiv dumnezeiască. Pentru că, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. Iată, dar, ce relație extraordinară între oameni și Dumnezeu creată de dragoste.
iubirea. Dumnezeu este iubire. Și cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Și nu în ultimul rând, slujba de mormântare și slujba parastasului sau priveghiului, cum îi spunem noi, este un moment de recunoștință. În aceste momente rememorăm foarte multe amănunte. Câte datorii aveți de plătit acestui om? Ia gândiți-vă fiecare. Să încep cu mine, nu cu dumneavoastră. Câte datorii avem noi, preoții și slujitorii catedralei, față de acest om, roaba lui Dumnezeu Rodica? De câte ori a urcat ea treptele catedralei? La câte slujbe nenumărate a participat? De câte ori am ascultat bucuria și necazul? De câte ori v-a trecut pe fiecare pe listuța aceea care îi spunem noi pomernic? Pe toți, fără excepție, încât aproape că vă țin minte pe nume, pe de rost. Întotdeauna, venind la catedrala noastră metropolitană, ea s-a îngrijit și de ceilalți. Și întotdeauna i-a pomenit pe cei dragi, personal, dar și prin noi, slujitorii bisericii, respectiva catedralei metropolitane. Câte datorii aveți dumneavoastră, în calitate de soți, în calitate de frați, de copii, de nepoți, să vi le plătiți, dragii. Și cum o să vi le plătiți? O să vi le plătiți prin ceea ce am spus mai înainte. Printr-o afirmare a credinței noastre, care are aceste două elemente esențiale, învierea morților și viața veșnică, prin dragoste, care dragoste trece dincolo de mormânt, pentru că Dumnezeu este veșnic și pretutindeni, El însuși este iubirea, și prin rugăciunea noastră. Rugăciunea noastră care a fost și rugăciunea ei pentru noi. Rugăciunea noastră care să se împletească cu rugăciunea ei din cerul lui Dumnezeu, înduplecându-L pe Dumnezeu pentru cei rămași în urmă, pentru familie, pentru cei dragi, pentru noi toți. Așa să fie. Amin. Hristos a înviat. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să odihnească.